Bună ziua, domnul Petre. Bună, domnul Cristi. Ce v-ați planificat astăzi? Domnul Cristi e aici cu băiatul, el să mai răspundă și el la întrebări, mai întrebați-l și pe el. Așa. Că... Îmi place de Radu că e sportiv, are un pic de abdomen. Bravo, Radu. Asta înseamnă că avem trai bun. Bine zic. Frumoasă e apă ții de Căpăstru. Achiziție nouă. Domnul Gheorghe, ce părere ai tu de apa lui băieții ăștia? Frumoasă. Ha? Frumoasă, faină. Frumoasă. Ce e șoară, ce e șoară? Vedem dacă reușim să o curățăm la liber, că ce stadiu să ne băgăm în școală. Da, la tău. Unde? Ce stadiu, unghiile, oricum. Hai că încercăm să o facem la liber. Pe spate, încerc ca să dai vreodată. Nu, o scurățare, nu stau. Așa. Domnul Petre. Așa făceau. Ia ține-o așa. Ia să las. Așa fac tăi. Iar bag-o pe pod.
Ia o și bagă pe pod aici. Da, pune ele pe motor. Balu. Anunță. Ba, ia ce. Ia o despoară și bagă aici așa. Ia până. Ia și dumitare parul ăsta, nea. Ia și dumitare nea pentru că lasă la mine aici, așa. Ia un par ca ăsta, de acolo. E la loc, ia. Cu ăla în jos, domn Petrică. Domnul Petre, cu ăla în jos o să-l puneți. Așa. Cu ținta încoace, cu fierul încoace. Invers să-l întorceți. Așa. Ăla-i. Bun. Bun. O ia apă, hu. Perfect. Bagă siguranța jos. Bagă tot. Da. O ia apă, hu. Nu ia decât limitare în pație, aia. Ia pe trebuie, aia. Uite și. Stai-vă așa. Așa, asta că nu știu imediat. Ai răbdat un pic. Câteva secunde. Bun. Da, apă, bun. Stai așa, stai. Ia mă gândesc să ne plingem în ea. Hai! Ele! Hai încă o dată! Așa? Sub partea de asta acolo. Așa? Bun, stai. De la loc. Hai! De la loc. Hop. Hai bagă acum asta. Așa. Aventura. O ia apă. Așa. Bun. Hai amândoi cu una linie. De la loc. Hai! O ia apă. Împinge rădul de acolo. Hai, amândoi. Împinge rădul. Hop, stai așa, stai. Stai la pedre. Domn Petre. Da. Simplu. Nu știu dacă nu trebuie stres aici numai relaxare trebuie. Aici meserie care știe că, un pic. Care are lucrul lui. Domn Petre, cum stați? Da. Să vedem cum stați, arătați-mă așa. Acum ați bătrânul. Să vedem că... Ia. Mai este ceva. Muște mai simt. Nu-i rău. Nu-i rău încă. Un pic numai să-i mi-o facă domnul Cristi. Un picuț, nu tare că ia bani de-a fătaș. Nu mă dea aia că... Ușurel. Nu trebuie să ne stresăm. Eu dau o trei și... Fii atent, Radu, tu ești ucenicul meu. Și foarte simplu. E foarte să fii ucenic aici la... Dar numai te faci, nu de adevărat. Dar așa. Hai să legăm un pic așa, un pic, uite așa. Cât de cât. Ce-a doat de la noi. Las-o așa, de-i place. Dar rău. Hai? Las-o așa. Fii atent, Radu. Dar nu, naitea, uite-te, largă acolo, nu-i strânsă. Aici și are mobilitate, nu stă fixă, hai doar, duc. Fii atent, după ce punem aici așa, dă-l sus, ia. Hop. O ia. Nu fie frică, Radu. Să-i transmiți siguranță la cal. Că dacă ți-e frică, și lui e frică.
Mie nu-i fric. Nu, fii atent. Să uite așa. Uite așa în lateral. Șur. Mi-a petrit o scară fină în cap. Să îi atrag atenția și o curs. Uști. Uști. Domnul Cristi, dumneata umbli prin țară și te găsești oameni buni. Ha? Tot oameni buni. Păi nu așa trebuie. Auzi, când se întâlnesc oamenii buni, atunci ai bani, e bine. Că nu, nu-i bine. Da. Și pe care cu huști, huști erau, huști, huști. Nu, cred că nu mai fost curățată deloc, domnul Cristi, ia pe astea și s-a dus de-ai dincolo, huști. Fii atent, Răduc, te dai uite în partea asta și ții piciorul, uite așa, ții mâna pe picior. Așa, dar ține, ține cu încredere, nu? Balbo! Mă gheață-o frumos, da? Bravo, dragă, bravo! Cu răbdare, dragă! Ca păi ce frumos ești după aia, nu, Radu? Da. Poți să o duci prin oraș, la plimbare. Bravo! Vorbește, strânge, strânge, strânge. Invers, invers. De așa lasă jos. Lasă-o. Lasă-o, bine. Uite așa de bine. Ei, ei. Și tu vorbești cu ea serios, Răducu. Încurajează-o. Nu-ți fie frică și... Răducu, asta să fie ziua în care ai vorbit cel mai mult cu calul. Oh! O ia! Oh! Uite așa ne-a petrit, că-ți uite aici, vizi? Ei, 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 ei! Ei! Oh, oh, oh! Hei, da! Hei! Bate un cap, bate un cap! Mângui-o, scarpino! Răducul cu cai trebuie să fie activ. Că uite aici are puroi, tată. Vezi? La rândul nu-i pe astea în margine. Oh, ia, pă, oh! O ia, pă, oh! O viso! Oh, oh! Oh, 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 tată, oh! O pușa, oh! O pe alea, la că nu le-am curățat. Oh, 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 vorbești cu ea, Răducu! Nu fost să fie că nu le-am curățat. Lasă-le, mă! O viso! Oh, oh. Hei, hei, hei! Vorbește, vorbește! Visto! Ai la! O visto! Oh! Deci ce să avea aici? Ce se întâmplă dacă lași așa? Ei, coace, face viermi. Oiso, ela! Oh! Tare m-aș mira să nu găsesc un cal. Oh! Ce să nu găsesc? Un cal cu... rândunica coaptă. Oh! De la ce coace? Mizerie, necurățat. O ia,
Pușa, ho. Ho, bat-o, mângui, ho. Vorbește, Radu, că pe-mi mă doare gura, tată, eu și zău, dacă nu, pe nu te râde. Pe bune că așa, așa. Face mult să vorbești cu calul, să dai un pic de atenție. Tată, de atenție. Ia, înghețată, ia, luat-o un petru la iapă. Înainte să ajungeți, ia o înghețată. Ia. Că dacă băga o înghețată acum, stătea relaxată. O, viso, tată, ho. Fii cu minte. Uite ce frumos ia contur. Ho, pușa, ho. Cu minte apa, numai că trebuie să-i dai un pic de atenție. Ia, dar nu le bani inimile când ne bătute. Păi nu bătute, dar nu, nu, nu bați, că vorbești cu ea frumos, cum? Colaborare. Să dai curaj, încredere. Atenție. Să nu te spări tu înaintea ei. Ai înțeles? Numai babele se spărie. Învârtiți de manică frumos. Așa, da. Bun, da. Domn Petre. Da, domnule. Ca și la scos apă, așa-i? Ca la apă, a? Ca la fântână. Dacă rămâne țara asta, ești mere la gagici. La mine te trebuie la gagici pe rămâne. Mere. Eu mă duc pe balouț. Dumneavoastră nu mereți? Eu nu pot mă duc la balouț, domnul Cristi. Nu, nu dă bătrânul, ne. După aia ne face de râs. Hop! Hoi apă! Fii cu minte! Hoi apă, hu, tată! Ce ai? Da. Trebuie câte eu din când în când, când o prinzi, mai ridici picioarele. Să simtă, știi că... Domn Petre, când i-ați ridicat prima dată picioarele astea? Păi de două săptămâni la noi, domn Cristi, eu nu i-am ridicat deloc. Ce da? Vă doare spăticul sau? Vă doare spatele. Nici nu le ridic la niciuna. La niciuna nu le ridic. Eu dacă aș cumpăra un cal și n-ar ridica picioarele, l-aș plăti jumate. Da? Prețul. Păi trebuie, păi... Dar nu se-l potrivește nimeni. Păi... Bă, tată, ia scarpinul în capră, Ducu. Domnul Gheorghe, s-o deschis culburile? Hă? S-o deschis culburile, stai? S-o deschis, nu, da drumul ăștia. Nu mai are treabă. Uite ce bruscuță frumoasă are. Ce pușă, dacă nu vorbești franceză cu asta, ce pușă? Dar numai ți-a și rumenă. Păi stai că ne gândim să zicem, zi numai bonjour, bonjour. Și stă frumos. Se vous plie. Ho! 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 Ho!
Bagă-ți piciorul. Aici n-aveți un pic de apă? Așa un fel de lac sau ceva? De ce? Să băgați iepele înainte să vină... Când vine domnul Gheorghe, să le băgați un pic în apă. Alea se bagă acolo, Cristi. Alea zboi acolo unghiile, dar pe asta n-am lăsat. Că dacă sunt un pic moi, mai ușor e. Eu știu ce zic, dar pe asta n-am lăsat încă cu ele, că nu. Hopușa, hopușa, hopușa. Gheorghe, ce zic copitele? Bune, așa-i? Bune. Uscate, că nu. Dar n-au fost în apă ca alea noastră acolo. Alea merg și în apă. Încă nu ați pus-o pe ea lângă celelalte? Nu, încă. Numai după ce fată? Nu, mai las un pic. O lăsați așa? Mai lăsăm o țură. Și dau drum pe acolo. Asta e învățată să mânce nimeni. De unde? Din Baloți? Vine la Baloți și... Era, că mă un pic și ești gata. Asta așa v-a fost învățată nimeni. Baloți să mânce. Când au auzit avioanele cu reacție prima dată, ce au zis? N-au făcut nimic. Nu s-au agitat? Nu face nimic, asta e apă liniștită, stă aici, lângă curată, la umbră. O fi văzut și prin Franța, cred. Avioane cu reacție? Oare nu? Se poate. Coptură. Hop! Fii cu minte că ești gata. Hei, la! Îți dau un capul. Vezi, domnul Cristi. Uite ce frumos arată acum. Uite meserie și uite că acolo. Uite că e așa. Uite că vin alții și-și bagi ochii cai la oameni. N-a făcut. Și pe ăla l-ați făcut. Pe al piciorul, da. La ca, la rămăsarul, Mihai. Da, da, da. La șei, bă, Cristine. Da, da, brânzul ăla, negru. Nu, și pe ăla nu l-am văzut. Și am vrut să zic către Mihai, când l-am văzut cu șareta, știi? Ce să ziceți? Am văzut un pic ceva, numai zi, nu știu că după aia să... Am văzut un pic cum m-a călcat așa, s-a văzut ceva acolo, Cristine. Oh, oh, hoia, pe hoia, pe hoia, pe hoia. Ok, ești gata. Pușa, oh, oh. Strânge, Mihai, strânge. Ia, Pietre, scuze-mă, te-am botezat. Nu, la, scuze-te aici. Da, cu seama, Cristinelu, mă hărăsar din ăla. Și ce drag e la Mihai. Ziceți că e apa de două săptămâni, aveți? Două săptămâni, iată. Păi de la Gilău. De la Gilău. De la Gilău. O las? Las. Dar lăsați, lăsați, lăsați frumos. Să nu dați bombă. O vârf. Că și așa e grasă. O vârf și afară. Nu e pus. Nu e bine să fie. Să fie grasă când e spătată. Domnul Gheorghe, cum a decurs operațiunea curățat iapa ardeneză? Pe nume Hera. Hera, da? Destul de cuminte pentru prima oară curățată, pentru că părerea mea nu a mai fost curățată. Dacă a fost pe pășune, nu spun eu, posibil să, dar nu cred. Cum îi arată copitele? Bune, are copite bune. Copite bune? Copite bune, un pic cam seci, cam uscate, tari. Dar acum vine toamna și încet, încet se înmoaie, se da oricum, ne are bune copitele. Da. No, deci, acum programați, ce ați zis să aduceți? Nu. Ce aduceți? Rămăsarul, cu Radu, tu întreabă pe Radu, domnul Cristinel, mai mult pe Radu, ca a lui Iepele. Radu, aduce rămăsarul, șai? Da. No, bine, te așteptam. A lui domnul Cristie, a mele, eu-s ucenic. Ucenic la ce? Sunt la... dat în strungă ucenic, l-a adus fânul ucenic, n-avem alți ucenici, domnul Cristi. Cu bucătăria cum stați, cu bucătăria? Cu bucătăria, uitați-vă, stăm bine. Așa, ce știți să gătiți?
Eu fânul. E da. Un măi fânul de usca. Un cartof prăjit, o omletă, ceva. Le-am mai face, le-am mai face nevastă mea, că eu n-am vreme să stau lângă cratiță. Am înțeles. Mai acolo, acum, azi mâine oile, nu le mai mulge în două Cristi, că ni vremurile care sunt. Ne lasă laptele, nu prea mai este, nu. Am înțeles. Ăsta-i, domnul Cristi.